Lista totală a inspectorilor pentru artilerie este prezentată pe ecran. Evoluția structurilor de conducere a artileriei în perioada 1948-1996 este de asemenea prezentată pe slide. Distinsă asistență, readuc în fața dumneavoastră o serie de personalități care sunt refere artileriei, doi prim-miniștri a dat artileria, respectiv generalii Gheorghe Manu și Constantin Coandă. 12 dintre miniștrii de război și miniștrii apărării au fost artileriști. 11 dintre generalii de artilerie au deplinit funcția de șef al statului major general. La rândul său, regimentul nostru a dat artilerie 5 generali, unul dintre aceștia, ajungând pe cea mai înaltă treaptă ierarhie militare, este vorba de domnul general Mihail Popescu. În semn de arasă prețuire de anul trecut, cu ocazia forțelor terestre, una din străzile din Șimleu Silvaniei poartă numele generalului Stelian Popescu, fost comandant al regimentului nostru și comandantul Armatei a III-a, care s-a transformat apoi în Armata a IV-a Transilvaniei. În ultimii ani doresc să apreciez faptul că activitatea artilerie Diviziei 4 Infanterii nu a trecut neobservată, dorind a răsplăti meritele unităților din compunerea regimentului 69 artilerie mixtă Silvania, pentru îndeplinirea ireproșabilă a misiunilor, șeful statului major al Forțelor Terestre a conferit emblema de onoare a Forțelor Terestre, comandamentului regimentului 69 artilerie mixtă Silvania, batalionul 315 artilerie Simeon Bărnuțiu, batalionul 7 aruncătoare proiectile pe general Vasile Danacu, batalionul 612 artilerie antitank Maramureș, batalionul 316 asigurate Guruzlău și batalionul 317 sprijin logistic voievodul Gel. De asemenea, Ministrul Apărării Naționale a decorat drapelul de luptă al regimentului cu emblema de onoare a Armatei României cu un semne de război, cu ocazia retragerii forțelor din Afganistan. Adevărate elitele armelor ale neamului românesc, personalitățile prezentate constituie pilde de profesionalism, de moralitate și patriotism autentic pentru generațiile viitoare. De aceea, dragi artileriști, excelenți servanți ai armei și armatei noastre, ai națiunii române, fiți mândri că sunteți urmașii generațiilor prezentate în acest material și să ne străduim să scriem la rândul nostru noi pagini în glorioasa carte de istoria artileriei. Domnilor și doamnelor, prezentarea mea s-a încheiat, dar istoria artileriei continuă, iar dacă o clipă ați fost cuceriți de conținutul prezentării, vă mulțumesc pentru atenție, la mulți ani artileriei! Doamnelor și domnilor, vă mulțumim pentru atenție și vă invităm să urmăriți în final un moment cultural-artistic prezentat de Clubul Copiilor din Șimleul Silvaniei, sub îndrumarea domnilor profesor Cornelia și Gabriel Neagă. Înmânez o diplomă de excelență domnului profesor Marin Ștefan, în semn de respect pentru colaborarea dânsului cu instituția militară la nivelul garnizoanei Șimleu Silvaniei. Și mulțumim pentru faptul că ne face activ și prezenți pe ecrane. Thank you.
Ce dragul meu, unde am intrat și cu cine m-am adunat? Ansamblul Barcăul vă urează la mulți ani cu ocazia acestei frumoase sărbători și au început spectacolul în cinstea dumneavoastră, ansamblul folcloric, cu cântecul de grup, precum și solistul vocal Alexandra Fritea. În continuare o să vizionați soliștii Roxana Derjan, Darius Colța și Pop Crina. Vă dorim vizionare plăcută în continuare. Mă
viață. De către Taraful Dor Silvan, dirijor profesor Adrian Lipo, cu alcătuit din copii care studiază la vioară la Clubul Copiilor, precum și colaboratorii Vasile Varga și Patriciu Chiș, cărora le mulțumim de fiecare dată, sunt alături de ansamblul nostru pentru că un ansamblu fără un taraf nu poate să evolueze în condițiile în care trebuie. Le mulțumim! Așadar, în continuare, Tămaș Rareș, Mihaela Rad și surorile Tincău. Succes, copii!
itinerarul folcloric cu Marc Orțan, grup vocal, și Georgiana Supuran. Dă-mi poclopul meu, ia dara 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 dara, nu stă cum îl pun eu, ia dara 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 dara. Dă-mi poclopul meu, ia dara 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 dara, nu stă cum îl pun eu, ia dara 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 dara. El se pune pe ureche, ia dara 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 dara, și cu ochii după feche, ia dara 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 dara. Georgiana Supuran și David Medeșan. Ascultam niciunile, mă, că vecina
mie drăguță. Că la cine-o mai sta gândul, că de mult i-o sărit rândul. Ioane, Ioane e drag, că eu n-am pe altă lume și nu te-o-i lăsa la nimeni. Ioane, Ioane e drag, că și vorba zice așa, Ion și cu Marie. Ioane, Ioane e drag, hai Ioane la Mărie, că ați ții pălărie. Ioane, Ioane e drag. Diana Teieru, Daliana Lazoc și Denisa Rolnic. Pentru început, Diana Teieru. Daliana Lazoc.
să-mi spună ai la 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 corul meu de la inimă la 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 la. Profesor Adrian Lipo. Acum aș vrea să vă spun câteva vorbe. Aceștia sunt copiii noștri minunați, mai mici și mai mari.
copiii din orașul nostru sau din localitățile învecinate, copii cuprinși între vârste, după cum vedeți și dumneavoastră, avem copii de la 5 anișori în sus și aș vrea să spun că în ansamblul nostru frecventează cursurile și aceste două frumoase studente cărora le mulțumim noi foarte mult, pentru că așa înțeleg ele să dea un exemplu tinerilor care au înțeles pe deplin ce înseamnă folclor. Ei nu văd în asta doar o distracție. Au fost învățați să știe să prețuiască cântecul, cultura tradițională și portul nostru, pentru că sunt ale noastre, ale românilor. Dacă doriți, este o lecție de patriotism de care trebuie să ținem cont pentru educația tinerei generații. Eu le mulțumesc, noi le mulțumim foarte mult. Vorbeam de cele două studente, Diana Teieru, studentă la Cluj, la a doua facultate. Diana, îți mulțumim, a venit de la Cluj pentru acest spectacol și pentru dumneavoastră. Mulțumim, Diana. Și Denisa Rolnic, ea lucrează în învățământ, are definitivatul și actualmente este studentă la conservator, la Academia de Muzică din Cluj, dar nu-și lasă, spre deosebire de alții, nu-și uită rădăcinile. Pentru ea, această zonă înseamnă acasă. Și așa este firesc. Le mulțumim foarte mult. Mulțumim părinților lor care îi sprijină. Nu aș vrea să credeți cumva că ne lăudăm, dar sunt copiii noștri minunați și ne reprezintă, chiar dacă noi nu ieșim foarte mult pe Facebook așa cum se obișnuiește, nu ieșim la tot pasul, dar sunt copii care sunt remarcați la nivel național ca fiind o adevărată școală de folclor din zona noastră și din România. Vă dorim la mulți ani cu ocazia Zilei Artileriei Armatei Române să fiți sănătoși, să vă bucurați de ani mulți și de tot ce vă doriți dumneavoastră. Noi vă mulțumim pentru invitație, am făcut-o cu drag, gândindu-ne la tot ce este mai frumos și pentru că se apropie și ziua noastră a tuturor românilor, vă dorim la mulți, mulți ani. Vă mulțumim! Distinsă orchestră, să vă mulțumesc pentru că ne-ați adus un zâmbet, că ne-ați spus la mulți ani și mergem mai departe. Ceea ce spunea doamna profesoară este foarte adevărat. Dacă vreodată rădăcinile vom avea, vom fi un copac care se va rupe. Și ca să nu se rupă, trebuie să ne întoarcem la rădăcinii. Trăim într-o societate mai diferită în ultimul timp. Suntem într-un oraș mai mic, dar Blaga spunea că e terminat, dar s-a născut la țară. Este foarte important să înțelegem aceste lucruri, să fim mândri fiecare de unde aparținem, să ducem mai departe cu noi. Așa cum noastră duceți mai departe cultura, noi încercăm să ducem mai departe securitatea. Sunt niște stâlpi pe care se așează societatea. Dacă nu vom înțelege acest lucru, nu este bine. Ceea ce văd că dumneavoastră înțelegeți și mă bucură foarte mult este acest lucru, că încercați să duceți mai departe tradiția. Trebuie să existe cele trei elemente, trecutul, prezentul și viitorul.
Dacă nu le avem, ceva ne lipsește. Vă mulțumesc încă o dată, vă doresc numai bine, să fiți cuminți, să ascultați părinții, să aveți numai 90 și să le veniți pe la noi. Vă mulțumesc frumos! Mulțumim și vă așteptăm la... La viitor!